Mănăstirea Hadâmbu aniversează în acest an 34 de ani de când a fost reînființată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în vremea arhipăstoririi ca mitropolit al Moldovei și Bucovinei. Reactivarea așezământului monastic s-a întreprins prin numirea în 1990, în ascultarea de stareț, a ieromonahului Nicodim Gheorghiță. Părintele Nicodim a fost hirotonit ierodiacon în Duminica Ortodoxiei în cadrul Sfintei Liturghii oficiată în Catedrala Mitropolitană din Iași către vrednicul de pomenire arhiepiscop Pimen. În duminica a doua din postul mare a Sfântului Grigore Palama, arhimandritul Nicodim Gheorghiță a fost hirotonit ieromonah, iar de praznicul Bunei Vestiri, în același an, a slujit prima sfântă liturghie în biserica mănăstirii Hadâmbu, ajunsă o ruină după 33 de ani de când fusese închisă. Prin lucrarea Maicii Domnului, a cărei icoană făcătoare de minune a vărsat mir de mai multe ori, părintele stareț Nicodim, sprijinit de fiii duhovnicești și de pelerini, a înfrumusețat și rectitorit așezământul monastic din Dealul Mare. Oamenii din mai multe părți ale țării și de peste hotare care ajung în acest loc binecuvântat sunt impresionați de oaza de frumusețe de la mănăstirea Hadâmbu, dar mai ales de harul care izvorăște din icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a înfruntat multe încercări în cei 34 de ani de când a redeschis mănăstirea Hadâmbu. Pe toate le-a biruit prin mijlocirea Maicii Domnului și prin povățuirile pline de nădejde pe care le-a primit din partea înalt preasfințitului calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, în vremea slujirii ca episcop vicar al eparhiei Iașilor. Prima sfântă liturghie a însăvârșit-o de bună vestire, pe 25 martie, și atunci m-am rugat de credincioșii din zonă să înlipească cumva cu pământ, cu ce poate, să îmbărească acel turnișor, acea chiliuță, să amâne să-mi plec capul. Am început cu foarte puțini credincioși, că cine știa despre acest loc care era doar o ruină și mai avem mărturie vie aceste ziduri până la urmă și monumentul până la acoperiș. Și atunci au venit câțiva, 15-20, cum venea în timpul acela. Marcarea celor 34 de ani de la redeschiderea mănăstirii Hadâmbu va avea loc duminică 31 martie 2024, atât în cadrul Sfintei Liturghii, cât și la finalul Tainei Sfântului Maslu, ce va fi oficiată de către Preasfințitul Părinte Antonie, episcop de Bălți. Aaaa, de maicuță!